Persoanele angrenate în sistemul electoral își vor primi banii. Sumele vor fi distribuite prin intermediul primăriilor. Distribuirea se face în ordine alfabetică. După muncă și răsplată, deja am început să dăm banii către primării, pentru că mergem pe aceeași metodă care am folosit-o și în anii trecuți. Dăm banii pentru președinți, locțiitori și operatori primarilor din fiecare localitate, iar ei acolo în comune își rezolvă problema, adică împart către președinți și locțiitori, dar și operatori. Ieri am început deja să dăm banii către primarii din orașe, de la orașe, dar și primele comune în ordine alfabetică. Am ajuns la Căpreni. Astăzi continuăm și să sperăm că astăzi și mâine vom termina cu toate localitățile. Sume considerabile vor încasa cei care au răspuns direct de procesul electoral. Un președinte de secție primește 1067 de lei, la fel și locțiitorul, dar și operatorul de calculator, iar un membru din secția de votare primește 266 de lei. În Gorj, peste 2000 de persoane au fost angrenate în procesul electoral din 26 mai.